Spania, Italia, ce meci va fi acesta luni seară, dar nu mă înșel, se joacă acest meci. Vedem, suntem pe Parc de France și se cântă imnul Spaniei, echipa cu care vom juca noi astăzi. Sergio Ramos, capitanul Spaniei. Acum Italia, cu nemuritorul Buffon, capitan, și distrugătorul de fundaș de atacanți Chiellini, și cu Andrea Pirlo. Ce meci poate fi acesta? Ambele echipe s-au calificat din grupe cu 6 puncte, 2 victorii în primele două meciuri, iar apoi o înfrângere. Spania a terminat pe locul 2, iar Italia pe primul loc. Spania a fost învinsă în ultimul meci de Croația, cum vă spuneam. Croația, care a terminat pe primul loc, 2 victorii și un egal. Ce meci va fi acesta? Ce meci va fi între Spania și Italia? Două rivale de moarte. Iasă acolo De Gea, mult mai bine decât Tătărușanu. Cred că o să mai fac simulări de genul acesta. Dacă vă place și vouă, Andres Iniesta intră în careu, dar Bonucci l-a blocat până la urmă. El Sharawi ducem partea dreaptă până la Immobile. Centrare foarte bună, dar spanioli se apără bine. Carvajal pentru Sergio Busquets, acum Andres Iniesta. Un atac în viteză, Isco. Mingea la Diego Costa pentru Sergio Busquets, întoarce în careu, dar a venit acolo apărătorul Italiei. Sunt tare curios cine va merge mai departe în acest meci. Eu cred că merg pe Spania până la urmă. Chiar da, wow, dar ce gol înscrie Carvajal. Nu mă așteptam la un asemenea gol din partea lui Carvajal. Ce șut frumos a prins Carvajal. 1-0 pentru Spania. Cum vă spuneam, eu cred că Spania va merge mai departe, chiar dacă Italia a demonstrat la acest european că știe să se mobilizeze, știe să se motiveze foarte bine și are o echipă destul de bună. Nu știu, va fi un meci tare bun. Soriano pentru Pirlo, acesta a încercat într-o pasă, nu este un finalizator. Pirlo de aceea a încercat să mai trimită odată o pasă decisivă. Cred că Pirlo preferă să aibă mai bine o pasă decât un gol într-un meci, pentru că asta este stilul său. Iniesta și Soriano, procentaj de pase până acum de 100%. Doi pasatori foarte, foarte buni. Pirlo, senzațional, îl găsește pe Immobile. Cantevra, bloca bine acolo. Pirlo, fost offside. Dar nu cred că va fi un meci cu foarte, foarte multe goluri, tot ceva de genul, un gol, două, pentru că Italia, știm stilul lor, mai ales dacă o să dea un gol, se vor apăra după aceea tot meciul. Dar nici cu Spania nu mă laud, pentru că nu mai e Spania de altă dată. Să reușească să înscrie foarte, foarte multe goluri. Și ocazie mare și pentru Italia. Puteți să lăsați și voi în comentarii acolo cine credeți că va merge mai departe, Spania sau Italia. Și cu ce scor, desigur, facem acolo pariuri. Eu vă spuneam, merg pe Spania. Că va câștiga 1-0 sau
2-1, ceva de genul. Sper să fie așa. Busquets pasă, bună recentrare acum a lui Isco. Dar se apără bine italienii. Pleacă pe un contraatac foarte rapid acum. Dacă nu venea Ramos. Fabregas n-are sprijin acolo. Iesta mai departe Fabregas. Fabregas! Puțin alături. Și cu acest șut se încheie prima repriză. Haideți să vedem dacă avem un jucător pe banca de rezervă care poate să fie decisiv. Juan Mata, îl băgăm în locul lui Isco. Jucători apropiați. Dar vedem cum se va descurca Juan Mata. Fabregas, frumos pentru Silva. Să dea un fault acolo. A o distanță enormă. Sergio Ramos. Hai să vedem cine are acel shoot power foarte mare. Se pare că Diego Costa are. Să dăm pe poartă. Haideți să încercăm. Diego Costa scoate un corner. E foarte bine. Mai bine de atât nu se putea. Bate Silva pentru Ramos. Deloc bine, într-o centrare. Nici asta n-a fost bună. Dar se vede că Spania este echipa care domină. Așa va fi și în meciul de luni seară. Spania va fi echipa care va ataca, zic eu, și va avea posesia, clar asta. Poate Italia pe contraatac. Asta e stilul lor. M-au auzit în aceste momente și încearcă și o posesie. Dar Spania recuperează foarte rapid. Fabregas pentru Ogica, Diego Costa. Alias Ogica, Diego Costa, șut deviat și va fi un nou corner pentru spaniol și o schimbare. A intrat Parolo. Wow, a reușit Buffon acolo. Putea fi o mare gafă, iar Spania se face 2-0. Dar din fericire au scăpat și acum pot pleca pe acest contraatac. Haideți să-l vedem pe Immobile. Immobile, centrare foarte bună de Hea. De Hea, de două ori. Mamă, ce face acolo Fabregas? Până la urmă se dă un offside. Au trecut aproape 70 de minute și este 1-0 pentru Spania. Gol dat de Carvajal. Fabregas, a doua gafă. Urcă Astori până la Pirlo acum. Trebuie să se miște rapid italienii pentru că vor fi eliminați dacă nu. Un meci eliminatoriu. Trebuie să te miști rapid aici. N-ai timp de prea multe. Sergi Busquets pasează lui Iniesta. Superbă pasă pentru Iniesta. Iniesta prea are viteză. Iniesta pierde în fața lui Bonucci. N-a avut viteză și asta l-a costat. Cred că și Ramos are viteză mai bună decât Iniesta. Asta este, nu poți să le ai pe toate. Ce moriște de pase aici. Fabregas. Fabregas din nou pentru Iniesta. Iniesta plasează, dar Buffon este acolo. Nici o problemă. Italienii caută golul salvator, dar nu au nici măcar un șut. Apoi e o ocazie serioasă. Dar n-ar fi una... N-ar fi o surpriză mare să pice golul pe final. Oh, De Gea a fost acolo. Meci bun făcut de De Gea. Andres Iniesta.
Mai departe, pentru Silva. Silva reușește și el. Andrea Pirlo din prima, mare calitate pentru Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, Pirlo, ce pasă din prima. Nicio problemă pentru apărarea Spaniei. Andres Iniesta, faultat acolo, desigur, a fost fault. Mai sunt doar câteva minute și Spania se duce mai departe. Spania merge mai departe. Andres Iniesta trebuie să paseze din prima. Fabregas aproape să-l învinge pe Buffon. Pentru 2-0, Gianluigi Buffon. Oho, ce intervenție a avut Buffon. Briliant acest portar. Silva, Silva, trece, o centrare pentru 2-0, poate, nu, a fost Buffon acolo, dar din păcate este victoria, este victorie, din păcate pentru italieni, Spania merge mai departe, vom vedea asta și mâine, noi ne vedem într-o nouă simulare.